Salutare și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vom face baklava în stil sarailie. Pentru această rețetă avem nevoie de 7 foi de plăcintă proaspete, 250 de grame de nucă, un pachet de unt gras de 82% grăsime. Pentru sirop avem nevoie de 250 de ml de apă, 350 de grame de zahăr și 2 felii de lămâie. Iar pentru a face forma de sarailie avem nevoie de un băț stil frigărui. Haideți să începem! Ca baklava noastră să iasă, noi trebuie să ținem cont de niște lucruri. Prima oară, trebuie să topim untul. Bun, s-a topit untul. Primul secret al acestei rețete este că trebuie să separăm untul de partea lui apoasă. Ungem toată tava cu unt, iar apoi ne apucăm să asamblăm baklava. Luăm o foaie. O stropim cu unt. Iar acum presărăm nucă pe toată foaia. Acum luăm bățul și rulăm. Iar la sfârșit încățim foaia de plăcintă. Luăm altă foaie de plăcintă. La fel o stropim cu unt. Acum presărăm nucă. Iar acum luăm bățul din nou și rulăm. Arată foarte bine, iar acum o încrețim. Iar acum o scoatem de pe băț. Și o așezăm frumos în tavă. Și continuăm până se umple tava. Uitați cum arată foile. Un alt lucru foarte important când facem baklava este să punem unt fierbinte înainte să le băgăm la cuptor. Să-l punem peste tot. Iar acum băgăm baklava la cuptor. În timp ce baklava este la cuptor, noi vom face siropul. Un alt secret al acestei rețete este ca, înainte să punem tot zahărul, vom pune 4 linguri cu vânt să se topească. Vom obține un zahăr caramelizat pe care turnăm apă și apoi restul de zahăr. Iar așa siropul nostru va fi foarte bun. Zahărul s-a topit, este caramel. Adăugăm apa și lăsăm să topească zahărul. Avem și apa și caramelul, iar acum adăugăm restul de zahăr. Amestecăm rapid până se încorporează totul. Adăugăm și cele 2 felii de lămâie. Și lăsăm aproximativ 5 minute să se îngroașe siropul. Priviți, așa arată siropul, uitați. Arată foarte bine. Scoatem baklava de la cuptor și punem siropul imediat peste. Un alt secret al acestei rețete este faptul că baklava trebuie să fie foarte fierbinte în timp ce turnăm siropul de asemenea foarte fierbinte. Iar acum turnăm siropul peste toată baklava, în așa fel încât să se fie peste tot. Priviți, așa arată baklava. Acum trebuie să o lăsăm la răcit vreo 2-3 ore ca baklava să absorbă bine siropul. Aceasta a fost rețeta mea. Sper să vă placă, sper să o încercați și voi. Noi ne vedem data viitoare și până data viitoare nu uitați să dați un like și un subscribe.